Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a venit joi 28 octombrie 2021 în sprijinul Mănăstirii Chirilovca din Episcopia de Bălți, ce aparține de Mitropolia Basarabiei. Prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, așezarea monahală de peste Prut, din raionul Florești, a primit un set de obiecte de cult noi, chivot, litier, cinci candele, două sfeșnice, o sfântă Evanghelie și o sfântă cruce. Acestea au fost simțite de către preasânsitul părinte Antonie, episcop de Bălți. Potrivit biroului de presă al episcopiei de Bălți, în cuvântul de mulțumire, preasânția sa a vorbit despre generozitatea și despre dragostea părintelui Nicodim Gheorghiță. Ierarhul a amintit de tonele de produse alimentare donate de Mănăstirea Hadâmbu despre ajutorul acordat bisericilor din Basarabia, și despre copia icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, dăruită în ziua de 13 iulie 2021 Mănăstirii Chirilovca. Sora Maria Popa, locțiitoare de stareță a Mănăstirii Chirilovca și eromonahul Pahomie Popa, duhovnicul așezării monahale, și-au arătat recunoștința pentru darurile primite. În acea zi, Mănăstirea Hadâmbu a mai oferit produse alimentare, ulei, orez, macaroane și zahăr, precum și haine pentru copiii de la centru de plasament temporar și reabilitare din municipiul Bălți.